de întrebări și de mici, foarte scurte intervenții pe marginea ceea ce s-a discutat. Și aici să nu privăm asistența de acest drept. Обратился к сказав, что не будем никаких выводов делать. Просьба, если из присутствующих у кого-нибудь есть вопрос, короткие такие соображения по поводу всех докладов, которые были представлены. Значит, rugămintea este dacă din sală sunt întrebări sau doriți să exprimați un punct de vedere legat de această, de tematica conferinței noastre, vă așteptăm cu plăcere opiniile, pentru că, mă rog, le-ați audiat, le-ați citit și probabil că aveți și propriile dumneavoastră opinii, așa că dăm așa, un timp, ca să nu fie pauza prea prelungită. Cine dorește să exprime un punct de vedere? Domnul profesor Scurtu, că dumneavoastră ați ascultat și celelalte, aveți o imagine mult mai amplă. Da, acum, sigur, fiecare își exprimă punctul de vedere. Și păi asta. Nu aș putea eu să cenzurez în vreun fel cele prezentate. Nu, dar în general despre manifestare, dacă este. Eu cred că colegii ruși au venit cu referate foarte temeinice, bazate pe documente, care exprimă un anumit punct de vedere, concluzii la care au ajuns pe baza cercetărilor. Și sigur că ar fi, cum s-a și făcut apelul, foarte bine dacă istoricii români ar putea să meargă să studieze documentele. N-aș vrea ca referirea mea la problema privind documentele despre tezaurul românesc să creeze impresia că nu există acces la arhivele din Federația Rusă. Dovada cea mai clară este publicarea marelui volum care a fost lansat aici privind prizonerii români de Rusia, care a fost realizat exclusiv pe baza documentelor din arhivele de Rusia. Așa încât colaborarea între istoricii români și ruși este binevenită. Sper că acea comisie pe linia academiilor va continua să funcționeze. Cea pe linia Ministerului Învățământului a decedat, din câte știu. Dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să sperăm în continuare, inclusiv reunirea Comisiei pentru Tezaur, care nu s-a mai întâlnit în 2006, deși stabilisem în octombrie 2012 să ne revedem în România în martie 2013. Da, convingerea mea este că sunt chestiuni care depășesc pe istorici și se situează la un cu totul alt nivel, care nu ne este nou accesibil. Dar noi, ca istorici, cred că trebuie să stăvâim pentru cunoașterea cât mai corectă a relațiilor între România și Rusia, între România, Uniunea Sovietică, între România și Federația Rusă, pe bază de documente. Dacă mai dorește cineva să-și exprime un punct de vedere, înainte de a-i da cuvântul domnului director Radu Șuceanu, dacă îmi permiteți, eu aș mai întări ceea ce am spus la început. Deci, să confirm utilitatea unor asemenea, domnul Orzana, să vă rog eu să le zic, să traduceți colegilor, da, pentru că nu am cum să vin și acolo să și vorbesc. Aș dori încă să subliniez utilitatea unor asemenea întâlniri,
vreau să-i asigur pe colegii ruși că tinerii cercetători de la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului și în speță de la Centrul de Studii Ruse și Sovietice au făcut tot posibilul ca să asigure succesul acestei întâlniri. Doresc să vă spun de asemenea că este primul contact la nivelul istoricilor români și ruși în acest an. Sper să continui, așa cum spunea și domnul profesor Scurtu, această colaborare și pe linia celor două academii, pentru că eu vă spun cu toată sinceritatea, în urma acestei reforme Academiei Ruse, simțim totuși că sunt niște obstacole în contactele numai cu România, poate și cu contactele cu celelalte state. De aceea orice deblocare acestei situații și, aș zice, la nivel de birocrație, nu va fi de natură decât să ne sprijine în facilitarea contactului, continuarea contactelor care s-au stabilit, inclusiv între Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului și Institutul de Slavistică al Academiei Ruse de Științe. Sunt proiecte comune cu acest institut. Ne dăm seama că această reformă probabil că și-a dorit un lucru bun, dar ca orice reformă merge cu, asta vă spun cu toată sinceritatea, cu destul de dificultate. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste referate pe care le-ați prezentat, așa cum a spus și domnul Scurtu, demonstrează strădania și seriozitatea raportorilor ruși în pregătirea unor asemenea referate și aș spune că avem conștiința curată că în ceea ce ne privește am mers la organizarea acestei reuniuni cu sufletul deschis. Aici nu pot să nu evidențiez importanța pe care domnul director Radu Joceanu a acordat aceste manifestări. Nu era zi să nu ne întrebe cum stăm cu pregătirile când vin colegii ruși. Acum putem să-i raportăm că au venit și că a fost o manifestare reușită. Am să-i rog pe domnul director să era permite. Cu regretul de a fi fost prinsă în altă activitate și prezență, n-am regretul acestea sunt cele, să zic atenuate, prin faptul că voi avea materiale la oaspeții noștri, la invitații noștri, îmi voi completa și nu știu ce măsură aparatele acestea au înregistrat sau nu comunicările colegilor noștri. Mulțumesc celor pe care i-am prins în fine pe ultima sută de metri, domnul profesor Scurtu, domnul profesor care a fost ordinea, spuneți mea s-a fost ultimul și nu țin de pe urmă. Domnul Radu Bergat. Ca așa, ca un fel de laimotiv, îmi spun sau îmi dau opinia că dacă ești săpător bun, dacă ești arheolog, adică fiecare meserie, chiar dacă mărturisești sau spui sau chiar o declami, că o părăsești, îți rămâne așa ca un fel de depozit în viață și în gând. Evenimentele care dau curs și categoric vizita țarului a însemnat o primă mișcare pe care a făcut-o, să zic, diplomația, și nu numai diplomația, dar și cei care se gândeau mai departe sau se gândeau mai departe sau mai aproape la încărcarea, la ce s-a spus aici, la pregătirea pentru ce?
sau pregătirea în vederea cărui fapt. Nu e nevoie să vă dezvolte dumneavoastră, poate chiar cine știe înaintea mea, au spus-o alții, dar Germania era cel mai puternic stat, cel mai puternic stat industrial din Europa. Germania putea să adune atât industria, produsul industriei britanice, cât și cea franceză împreună. Pentru cei care au trăit până în primul război mondial, la atmosfera aceea de așteptare, care avea un faces de la Belle Époque, de chiar am văzut niște reviste din respectivii ani și am văzut cum chiar în luna iulie se vedeau pe plajele, pe plajele Normandiei, mă rog, nu mai vezi de sudul însorit al Franței, cum balul de la ambasada Germaniei Imperiale a fost nemaipomenit, nu? Cu fotografii, cum ducesa de Uze își avea în iunie, la început de iunie, își avea o adunare la Palatul Domnii sale și cum numai pentru cei care erau atenți, numai cei care aveau frânele și destinele țărilor lor în mână, puteau să anticipe, puteau oarecum să simte fiorul acesta al apropierii de un dezastru. Nu e cazul acum să vă spun ce s-a petrecut pe planul acesta al literaturii. Fiindcă și în literatura de epocă, începând de la, am început după ce Pantera vine, croazera aceea din fața Tangerului, mă rog, au fost niște semne, semnale pe care, curios, tocmai oamenii de litere le-au prins mai bine decât, eu știu, decât diplomații sau guvernanții. Trăsnetul a fost cumplit, dar faptul că România nu s-a asociat, regatul nostru, tânărul nostru regat, nu a trecut cu triplica imediat, a fost fabulos, a fost un câștig extraordinar. Că regele Carol I și-a rupt de la gât ordinul Purlemerit, asta a fost o chestie personală. Nu. Sau că aici bunit în lacrimi după primul, să zic, Consiliul de Coroană. Oricum, revine, zic eu, lui Ionel Bătian, revine această imensă, acest imens, incalificabil succes, domne, izbântă, cum vreți. Noi o duceam rău de tot în raporturile cu Rusia Imperială. Foarte rău, că nu... Românul uite și uite mizerile personale, poate și ale familiei, dar nu uite când își pierde un teritoriu național. O ce-au făcut rușii, știți foarte bine că ne-a umilit și ne-au lovit. Indiferent dacă noi am căpătat vedere la mare și s-a deschis altă ere economică pentru noi. Faptul că dumneavoastră ne-ați dus mai jos, faptul că ați deschis, ați făcut această transfocare, cum se zice, pe o meserie de fotografie, e bine și se poate mai merge, se poate insista. Mi-aduc aminte că am stat în 1956, am avut plăcerea, onoarea să stau lângă Prințul Krupenski. Prințul Krupenski, care facea parte din boierimea trădătoare, dar care, din când în când, binevoia să ne spună câteva lucruri. La un cer foarte restrâns, asta se petrecea la Văcărești. Și aici mi-a spus un lucru care îl rețin, multe lucruri care le voi discuta. Avem și noi un centenar al primului război mondial și am să încerc să strecor câteva amintiri luate de la un om care a fost ambasador al
Romanovilor la Paris, an bun, așa. Dar mă interesa raportul cu noi, cu ce s-a, cum toți eram interesați. Eu eram, evident, aveam 27 de ani, dar nu asta e important. Dar ceilalți, de la general de armată până la, la oameni, până la miniștri, ce să mai discută. Și dânsul mi-a spus că a fost o acțiune conjugată, atât pe linie familială. Și Regina Maria își a avut, principe sa, pardon, și a avut rolul dânsei cu vizita anterioară. Pe urmă, am avut norocul de un sazonov care era mai mult occidental decât era Vâzlac. Și am prins, și foarte curios, am prins un lucru pe care Krupinski, prințul Krupinski ne-a mântuit și a prins o epocă când, ca, când de Nicolae al II-lea era bine discus. Ca la ruși, rusul acum te pupă, nu? Așa, acum te îmbrățișează și peste o clipă, dacă îi se nezară, te împușcă. Am prins o epocă când la Tsarskoe Selo eram... se petrecuse un fel de riviriment. Marele ducese înaintaseră, prințul moștenitor își cam încetase crizele și vizita a fost făcută dintr-un moment, eu știu, de relaxare empatică. Și aici trebuie adăugat. Fiindcă dacă ne ducem dincolo, la Bal Praț, la Ministerul de Externe, veți vedea că și acolo au fost, au existat niște ezitări. Dacă dăm ultimatumul teribil acela care putea să fie admis către Serbia câteva luni de zile mai târziu, nu? Sau nu îl dăm? Sau, da, ajungem și la centenar și veți vedea câte momente de, eu știu, de cumpănă. Așa cum au fost și în timpul și la începutul războiului al doilea. Când Mussolini nu a vrut să intre, în primul rând a intrat imediat, dar când a încercat prin Londra să facă acea nouă conferință, un fel de surată a celor petrecute în 38. E, toate se adaugă când e vorba să faci un mozaic, trebuie să ai grijă să pui cum trebuie și cum să le legi, să zic, pieticelele. Orice ați făcut dumneavoastră, ceea ce bănuiesc că au vorbit colegiile noastre. Toate adaugă, toate se adaugă la un tablou. Toate se adaugă la ce trebuie să știe, nu istoricul. Istoricul poate să cunoască ce trebuie istorică să spună, dar la A la Z, nu ca la noi. Păi am făcut, ne-au respins la Cairo, păi nu știați? Nu aveați, slavă Domnului, de la Casablanca, nu aveați, nu discuți? Ce credeți că o să la Cairo? Ce o să obțineți voi la Cairo? Și când s-a mai suprapus, și celebra aia scrisoare a lui Winston, să-i spune lui Antonescu, nu te duce, ca și cum Antonescu s-a fi dus la târgul de afară, nu? Și parcă n-ar fi avut exemplu Margareta 1. Da, mă rog, acestea sunt lucruri cum de ale noastre, ale istoricilor de amănunt. Dar ce pentru mine ca încheietor de Pluton astăzi, zic că mai mult decât mulțumiri pe care le adresăm ca instituție, nu? Vreau să vă zic și vreau să atrag atenția că din nou se completează, din nou se adună și putem vorbi într-un viitor mai aproape sau mai departe de o înfățișare acestui miracol de la Constanța. Fiindcă, într-adevăr, dacă nu era el, Carol I, cu autoritatea pe care o avea, putea să-l demită frumușel pe Brătianu și venea partida cealaltă și noi intram în dezastru. Noi intram potrivit, să zic, tehnicii potrivite a celui
tratat din ultimul deceniu al secolului XIX. Aproape că sunt subiecte ca tema pe care am avut-o noi astăzi, care merg și zgârie, să zic, frontiera asta între istorie și literatură. Dacă principele, viitorul principe moștenitor, Carol, din păcate al doilea, s-ar fi căsătorit cu Marea Ducese Olga, densa n-ar fi fost împușcată în acel subsol și ar fi scăpat, în mod sigur, un descendent al familiei imperiale. La fel, dacă Antonescu ar fi ascultat recomandările făcute de Hitler, asta o știu din gura comandorului de veselă, care era la 1,5 metri în spatele lui Antonescu, când a urcat în Mercedes, nu? Și mai ales îi spune, pe nemțește, nu vă duceți la palat. Nici până acum Olteanu e din comuna de Veselu, nu știa dacă Antonescu a auzit această ultimă recomandare. Dar ce a auzit și ce replica care a venit a fost când s-a urcat în mașină, Davidescu fiind de față, de Veselu fiind de față, și doamna Stoicănescu, doamna secretară Stoicănescu, care ne-a redat, și adică am încercat o confirmare. I-a spus Davidescu, i-a spus, domnule mareșal, să anunțăm escorta. Escorta ce era? Escorta regimentul de gardă, de la Ștefănești. Și care avea în dotare, avuzeze în dotare 14 tancuri Tigri și rămăseseră vreo 6-7. La care Antonescu îi spune niște lucruri care, vedeți, intre în căptușala portofelului acesta de date, care îți dă, nu este numai, să zic, alfabetul unor evenimente, nu îți dă numai o cronologie atât a celor ce s-au petrecut înainte sau în curs, sau mai puțin consecințele, normal, dar îți dă și, și rezervorul uman, îți dă și calitatea aceasta pe care o are conducătorul. Oare cel care are în spatele lui destinele unei țări, destinele unei acțiuni, destinele, eu știu, unei generații. Antonescu spune niște lucruri care merită să le păstrăm în mintea noastră. Colonele, să știi că eu mă duc de oaspe în casa regiului Mihai. Adică spune în față că el, și înainte spusese că poate să-și pie capul pe genunchii oricărui general. Nu știu unde a spus-o, mă rog, o am de la colonel Nicolau, prima a secțiune. Dar asta a fost colosal. Se duce la Mihai, într-o casă, unde îi se asigură pe faptul că este oaspet. Se credea cumva în Arabia, nu? Unde, în clipa când a intrat într-o, este musafirul negat, își dă mai degrabă viața cel care ți este, care te-a invitat, decât să spui viața ta în pericol că ești musafir. Vă spun aceste lucruri, fiindcă mi-a fost dat să-mi dublez cunoștințele, atât cu cele extrase dintr-o facultate de 5 ani, pe vremea aia se făcea carte, nu? Cu cealaltă viață, în care lucrurile se spuneau și unele dintre ele pot intra, pot așa, nu sunt de părerea celui care ne-a părăsit, un mare istoric care spunea că, care aproape că punea prea mult accent pe invaliditatea mărturiilor. Pot spune că nu știi precis dacă Titanicul s-a rupt în două, dar acum se poate spune că s-au găsit două epave. Pot spune că, într-adevăr, s-au demantelat tunurile din forturile, din 13 tunuri.
dar nu prea să știu precis ce s-a ales cu artileria care de dezafectat. Ei, acum putem spune cu preciziune unde au ajuns și dacă au fost sau nu au fost folosite. Nu pot spune acum câți deținuți au murit politic. Nu pot spune și vă spun asta în calitatea pe care o am. Nu? Știi ce, de 20 de ani cercetez. Nu. Dacă sunteți amabile, ascultați-ne puțin. Fiindcă spun niște lucruri care n-aveți cum să le aflați. Eu le traduc dânsă. Ori, dacă în istorie ai această calitate extraordinară a răbdării, așteptării, acest se numește încredere în scotocitul atât, când spui istorie, spui și martor, spui și document, tot. În fond, de ce înseamnă documentul? Ceea ce ai luat și ceea ce s-a dă în ediție de document și de fapt care se transmite cu mai multe șanse. Încetul cu încetul, o să întreagă de lucruri vor fi lămurite. Evident, nu prin generația mea, ci prin cei care vor mai veni după noi. Aș fi foarte implicat și doritor și așa mai departe, dacă aș vedea mai mult interes din partea tineretului față de o istorie care trebuie să recunoaștem, nu numai că am trăit-o, dar ne-a costat foarte mult. Să nu uităm că am pierdut 380.000 de oameni în primul război mondial. Să nu uităm cum am pierdut până dincolo, până în stepa Calmucă, atâția și atâția ostași. Și iarăși să nu pierdem din vedere și să neglijăm sacrificiul care l-am făcut când ne-am dus către Viena și Budapesta, unde am mai prezut încă 70.000 de morți. Sau să nu uităm, de exemplu, că atunci când s-a pus problema mobilizării generale, vă dau lucrurile că în fond s-a spus să nu mai sacrificăm oamenii, tinerii noștri. Pe noi ne-a prins, știa bine Stalin, când ne-a spus să ne ducem în vest cu 15 divizii. Noi aveam în armate 9 divizii. 9 divizii, pot spune, după opinia generalului George Mihail, care cum a venit în lumea noastră, știți cine e, nu mai nevoie să vă spun, primul șeful statului major după 20 de august. Ne-a spus că el le-a oferit rușilor, prin armistițiu acela celebru, nu? La care am trezat englezii, nu rușii, și rușii erau foarte interesați, fiindcă ce capturi s-au făcut atunci de peste 5 milioane de dolari. Ne cereau 20. Fie foarte multe lucruri să leagă de ele. Dar datoria noastră istoricilor să epuizăm bazinul cunoștințelor noastre. Chiar cu, eu știu, cu spaima, cu rezervă, că sunt multe lucruri care pot fi contestate, că mai sunt și alte opinii, de altfel, în clipa că n-ar mai fi în breaza noastră și alte opinii, cred că ar fi cazul să ne ducem frumos și să ne facem agricultori cu mai multe șanse. Eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, pentru participarea dumneavoastră și vă invit la pe data de 12, nu? Avem 100 de ani. Suntem bine. Am întrebat astăzi, din păcate, colegii noștri de la Academie, dar facem și noi ceva, o să-mi dea un răspuns, vedem dacă, să nu-mi dea răspunsul cu zi înainte. Dar cert este că noi avem acum această provocare în fond a istoriei, marele război, care după sine, pe cât adunăm mai mult, pe atât constatăm că al doilea război mondial a fost o consecință logică a celor petrecute în primul. Și mai ales prin consecințe, apariția Imperiului Sovietic, și ulterior, după 33, foarte bine știți, o Germanie care la fel ca cei, ca al doilea Reich, dorea cu orice preț să se înarmeze. Nu pentru defilări, ci pentru ceea ce credeau dânsii în momentul când își închipuiau că ar fi putut să intervine
și să facă din Europa, să zic, un lemezer, un imperiu al deșeurilor. Vă mulțumesc!